Locuitorii din Ținutul Pădurenilor au avut ocazia la sfârșitul săptămânii trecute să cunoască mai bine realizările actualilor parlamentari liberali înscriși pentru un nou mandat. Actualul senator Dan Radu Rușanu, candidat pe Colegiul 3 la Camera Deputaților, și deputatul Mariana Câmpeanu, candidat la Senat în același colegiu, și-au prezentat o parte din proiectele realizate în mandatul ce se încheie, dar și proiectele pentru viitorii 4 ani. Am promis că o să încerc să-i ajut pe pensionari să li se restituie sumele și am reușit. Am promis că o să încerc să le ajut pe mămici să revină la indemnizația respectivă și eu sper să fie cât mai multe mămici în această comună, să nu cumva să plece toată lumea și să lasă aceste locuri minunate. Și m-am ținut de cuvânt. Am mai promis atunci ceva foarte important pentru dumneavoastră, pentru Călari, pentru Hunedoara, că o să încerc să rezolv acea nedreptate care s-a făcut cu grupele de muncă și sunt pe cale să îndeplinesc și acest lucru. Toate modificările sunt făcute, legea se află în Parlament. Mă bucur că aveți în fruntea dumneavoastră un primar deosebit, un gospodar desăvârșit și un om cu multă inițiativă. Ca și până acum, eu, domnul primar al dumneavoastră, va avea nevoie de ceva și nu vom putea să-l ajutăm, va avea o ușă deschisă și va fi bine primit, vom ajuta cât vom putea, cel puțin la fel ca până acum, dacă nu chiar mai mult. În calitate de cetățean de onoare al comunei Cerbăl, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, a vorbit despre sprijinul primit de la cei doi candidați USL, reușindu-se astfel continuarea investițiilor în județul Hunedoara. Din păcate, ăia de la PNL mi-au tăiat toate investițiile pentru drum. Am vrut să iau bani din bani. Nu mi-au aprobat, că este o comisie acolo. Vă mulțumesc, fiindcă pentru intervențiile, să zic, lobby-ul care mi l-ați făcut la această comisie, am primit 40, aprobare pentru 40 de milioane de ron, enorm de mult, și unul din cele 5 drumuri județene care urmează să fie asfaltate începând din primăvara anului viitor, este drumul la Cerbăl. După întâlnirea cu pădurenii din Cerbăl, echipa USL s-a deplasat la Josani. În ambele locații, întâlnirea dintre candidați și locuitori s-a încheiat cu un spectacol folcloric.